Cu ceva vreme în urmă, doamnelor și domnilor, cu câteva săptămâni în urmă mai exact, o personalitate, o persoană publică foarte cunoscută, m-a oprit pe un coridor la ieșirea de la o emisiune să îmi spună că se uită la emisiunea noastră, la Strategii în alb și negru și că îi place foarte mult. Așa am aflat că domnul pe care îl veți vedea imediat, nu vă spui încă cine, este foarte pasionat de șah, a jucat mult șah în tinerețe, chiar a fost campion și șahul i-a influențat viața destul de mult. Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să vi-l prezint astăzi pe jucătorul de șah, Costin Georgescu, domnul Georgescu, fostul director al Serviciului Român de Informații. Bună ziua, bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Cum ați început să... Cum ați început să jucați șah? Din liceu am început să joc șah, dar la Craiova am făcut parte din echipa de șah Electroputere Craiova la vremea respectivă și prima mea mare partidă care am avut-o a fost în Cupa Dunării la Galați, când s-a deplasat echipa noastră și am jucat cu Florin Gheorghiu, care era proaspătul campion la României, care era o mare speranță pentru șahul, nu numai pentru șahul românesc, pentru șahul mondial. Am pierdut, dar am pierdut greu. Și asta mi-a dat impulsuri ca să continui să joc șah și când am devenit student. Da, primele momente în care v-ați simțit atras de șah, cum ați început să jucați înainte de meciuri importante, de a studia partide? Am învățat șahul din copilărie, de acasă. De acasă, de la tatăl meu ne-a învățat șah, fratele meu mai mare, jucam împreună șah și mi-a plăcut. A fost un joc care mi-a plăcut. Dar n-am avut ocazie, că era greu atunci cu cluburi, cu șah de performanță în România. Mai târziu, la Craiova, în liceu, am avut această ocazie. Și după aia a devenit, la vremea respectivă, pasiunea vieții mele, efectiv. Ați fost la competiții, ați avut rezultate, performanțe deosebite. Da. După când eram student, am jucat la Știința București, așa se numea atunci echipa de șah, Știința București. L-aveam antrenor pe Veniamin Urseanu, pe marele cunoscut antrenor al Naționalei, Veniamin Urseanu, era și antrenorul secției noastre. Eu eram capitanul echipei de șah Știința București. La prima masă juca Florin Gheorghiu, care era și el student ca și mine. Aveam jucători foarte buni și la fete și la băieți. Jucam la campionatul național pe echipe. Era o echipă, una din cele mai bune echipe din România la vremea respectivă, Știința București. Am participat, pe urmă, la meciul de calificare pentru campionatul european studențesc. Am făcut parte din lotul național. În fiecare an, studenții aveau un campionat național de șah, care finala se desfășura ori la Sinaia, ori la Predeal. Eu am fost campion pe București la vremea respectivă. Mi-aduc aminte de lucruri foarte frumoase pe vremea aia. Și în cadrul Științei București și promovam tineri foarte mulți, veneau studenți care știau puțin șah, le plăcea și începeau antrenamentele cu Veniamin Urseanu și pe urmă făceam concursuri cu ei tocmai pentru a-i modela și a găsi cei mai buni pentru echipa noastră. Era, vă spun, o pasiune mare, nu numai a mea, din partea multor studenți la vremea respectivă șahul, fiindcă șahul este un joc al inteligenței. Și serviciile de informații, știți că Intelligent Service tot cu inteligența joacă. Apropo de treaba respectivă, aici am o amintire neplăcută, dacă vreți, dar o spun acum că poate directorul Serviciului Român de Informații, n-am apucat să-i spun, îmi pare rău, dar uite acum cu ocazia asta o lansez. După Revoluție, din păcate, campionatul universitar de șah, de care vă spuneam că se ținea în toate centrele universitare și cei mai buni plecau pe urmă la finala de la Predeal sau de la Sinaia, nu se mai ține după Revoluție. Din vari motive. Și de bani, poate, și... În sfârșit, e greu, n-am argumentele să... Se ținea, bineînțeles, sub egida Federației Române de Șah, evident, totdeauna. Eu am, când eram director la SRI în 1999, l-am refăcut în cadrul SRI-ul, acest campionat universitar. Deci s-a vorbit prin federație cu toate centrele universitare, au ținut concursul și au trimis cei mai buni și, întrucât în cadrul vacanței studențești,
de iarnă l-am ținut la noi, la Academia de Informații, care este foarte aproape de noastră aici, ca sediu. Și a prins foarte mult, să știți. Nu mai spun că de acolo poți să-ți găsești și studenți buni care pe urmă să vină să lucreze în cadrul Serviciului Român de Informații, fiindcă sunt inteligenți și de serviciu are nevoie de inteligență, logic. A ținut 3 ani de zile, 99-2000, după ce am plecat s-a mai ținut un an în 2001 și după aia domnul director Timofte, Dumnezeu să-l odihnească, l-a desființat. De ce? Nu știu, n-am avut niciodată discuții pe treaba respectivă, dar îmi pare rău. Dar eu l-aș reface, vă spun, că este nevoie de acest... Ajută, dacă vreți, inteligența umană. Ajută inteligența umană peste tot șahul. În Olanda, cu niște ani în urmă, mulți, Olanda a dat unul din mari campioni ai lumii, Oive, au introdus șahul obligatoriu în școli. Ceea ce înseamnă că au știut să-l aprecieze, fiindcă a fi inteligent înseamnă mult la ora actuală. E nevoie de inteligență peste tot și oricând. Care a fost, domnule Costin Georgescu, cea mai importantă partidă pe care ați jucat-o? Cea mai importantă partidă de șah? A fost mai multe, greu să spui, dar care o țin cel mai mult minte este partida de care vă spuneam cu Florin Gheorghiu, când el era campion național la Cupa Dunării la Galați. Era o partidă care am jucat-o crispat, evident, că jucam cu proaspătul campion, care o țară întreagă vorbea de Florin Gheorghiu atunci. Și după ce am pierdut, Florin Gheorghiu mi-a arătat, dacă jucai așa, 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 câștigai. Am trecut pe lângă o mare victorie, aia a fost o amintire care e nouă. Și mai am așa o amintire, când mi-am cunoscut soția la campionatul universitar de șah la Predeal, în 1900. Deci șahul v-a adus și da, m-am căsătorit, soția. Da, în 1965 la Predeal, mi-am cunoscut soția, ea reprezenta atunci Baia Mare, că venea din Baia Mare ca șahistă cu echipa de la Baia Mare. Am cunoscut-o și în vara acelui așa ne-a căsătorit. Și s-a mutat la București la aceeași facultate cu mine. Anul următor, bineînțeles că a intrat la Știința București, anul următor, din nou am participat în 1966, soția a devenit campioană națională universitară, a câștigat primul loc pe țară. Eu nu, bineînțeles că așa, dar am luat în schimb premiul de cea mai frumoasă partidă a concursului, premiul de frumusețe. Și aveați o strategie preferată pe care o abordați în partide? Jucam foarte mult teoretică, citeam cărți, jucam după cărți, după făceam antrenament, cum vă spuneam, cu regretatul Veniamin Urseanu, care, în paranteză spun, mi-a fost și naș de cununie. Deci șahul a fost foarte important. A fost foarte important. Dar când clipa când am terminat facultatea, am mai încercat să și lucrez și să joc și șah. Nu merg amândouă. A trebuit să faceți o alegere. Exact, să faci o alegere. Ați regretat-o? Să faci. O să o regret mereu, dar nu mi-a părut rău, fiindcă în meseria mea mi-am făcut... și în meseria mea mi-a plăcut foarte mult, inginer hidrotehnician, și am lăsat în urmă, vă dau numai un exemplu aici, care îl vedeți aproape zilnic, Dâmbovița în București. E lucrarea vieții mele, am început-o de la Lacul Morii și am terminat-o la Glina. Deci, nu-mi pare rău. Dar sigur că nu poți să le faci pe toate odată. Da. Aveți un jucător de șah care v-a inspirat, pe care l-ați luat drept model, un jucător pe care vi-l amintiți în mod deosebit? Da. Sunt doi jucători mondiali care, din care m-am inspirat. A fost unul care de mult înainte de al doilea război mondial, un jucător rus, Alehin. Despre care am vorbit la strategie. Da, este un jucător care, și mai am și acum cartea lui, e o carte groasă cu partide de Alehin, și e un jucător deosebit și pe mine m-a impresionat extraordinar partidele lui. Iar ca jucător al generației din care făceam parte a fost Bobby Fischer. Bobby Fischer, jucător american de un talent extrem, extrem. Păcat că nu, că s-a rupt puțin de viața reală, putea să dea și mai mult pentru șahul mondial, dar m-a impresionat foarte mult. Și de la noi din țară, bineînțeles, colegul meu de echipă, Florin Gheorghiu, care a fost un mare, mare campion al României.
Da. Domnule Costin Georgescu, la această emisiune se uită mulți telespectatori. Am fost uimiți să aflăm cât de mulți oameni se uită la strategie în alb și negru, dar se uită mulți tineri, mulți adolescenți, copii. Ce ați vrea să le spuneți acestor tineri jucători de șah? Să joace șah. Să joace șah în orice ocazie. A când se duc undeva, într-o excursie, într-un concediu. Sunt și șahurile mici de buzunar. Uh-huh. Se juca și în tren cu ele. Da, ne amintim. Șah magnetic. Da. Urmă, am avut șah magnetic, care piesele puneai magnet. Se joacă șah acum prin sistemele de informatice. Există atâtea posibilități. Șahul e o inteligență și te ajută inteligența omului. Pe lângă faptul că e o plăcere, că e și o plăcere în același timp, uh-huh, dar și un joc al inteligenței. Deci se joace șah. Dar aici ar trebui să se revină la ce se făcea înainte. Concursurile de șah în școli. Federația Română de Șah să fie mai bine sprijinită pentru campionatele care se fac naționale și participarea șahiștilor români la campionatele internaționale. De asemenea, ar trebui șahul studențesc să revină la ce a fost. Vă spun, era un val de concursuri. Începeau din toamna anului universitar până la sfârșitul anului, când erau cei care câștigau să se ducă la finala pe țară. Țin minte că prima finală care am jucat-o la un campionat universitar s-a ținut unde Ateneul, unde este cazinou la ora actuală, în Sinaia. Uh-huh. Acolo se juca șahul studențesc. Da. Deci era extraordinar de bine apreciat. Și ar trebui și acum. Dar asta, vă spun, depinde foarte mult de, sigur că, de cei care conduc țara. În primul rând, să acorde fondurile respective, că trebuie și în cadrul sportului, dar și în cadrul învățământului, adică universitățile, care sunt multe la ora actuală în România, să intre în acest, dacă vreți, în acest sistem competițional național. Deci un mesaj atât pentru tinerii jucători de șah din țara noastră, cât și pentru cei care ar putea să îi ajute într-un fel sau altul. Da. Domnule Costin Georgescu, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. A fost o discuție foarte interesantă, am aflat lucruri surprinzătoare. Mulțumesc foarte mult și pentru că suntem în aceste zile de sărbători. Vă dorim și noi sărbători fericite, cu sănătate și cu un an cu tot ce vă doriți. La fel doresc și întregului popor român, să știți. Și copiilor să învețe așa. Mulțumim foarte mult. A fost domnul Costin Georgescu, fostul director al Serviciului Român de Informații.